Stimați cetățeni, stimați locuitori Republicii Moldova, vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru votul dat în favoarea candidatului susținut de Partidul Socialiștilor, Alexandru Stoianoglu. Noi, cei care am dorit schimbare și dreptate pentru țară, am fost foarte mulți și noi, de fapt, am câștigat moral și politic. Alexandru Stoianoglu a fost ales președinte de țară, de cetățenii care locuiesc aici, în Republica Moldova. El este președintele Republicii Moldova, spre deosebire de Maia Sandu, care a rămas un președinte doar al diasporii. Pe 3 noiembrie țara a demonstrat că nu mai vrea să rabde nedreptatea și dorește o schimbare. Aceste dispoziții de revoltă ale cetățenilor se vor accentua pe măsură ce Maia Sandu și guvernarea PAS se va comporta la fel de abuziv, cinic și incompetent cum au fost în anii precedenți. Zilele celor de la putere sunt numărate. Votul din 3 noiembrie a fost acea lovitură care a clătinat grav guvernarea PAS, iar prăbușirea ei se va produce la mijlocul anului viitor, când se va crea o altă majoritate parlamentară, o majoritate a opoziției, în care va fi prezent și Partidul Socialiștilor. Atunci Moldova va decide definitiv prezentul și viitorul său. Astăzi, alături de mine, sunt conducătorii celor peste 40 de organizații teritoriale ale Partidului Socialiștilor. Cei care au comunicat deschis cu dumneavoastră și împreună cu care am reușit să învingem în aceste alegeri la nivel de țară. Acești oameni care sunt alături de mine, cu toți împreună, am reușit să readucem societății noastre încrederea și speranța că vom putea reveni la normalitate și că dreptatea va triumfa. Stimați concetățeni, dragi prieteni, aceștia sunt cei care au asigurat contactul cu dumneavoastră și, de fapt, victoria care am obținut-o aici, în Republica Moldova, este victoria noastră comună, a dumneavoastră, a cetățenilor care ne-a susținut și a membrilor echipei noastre care am asigurat această muncă pe parcursul ultimilor luni. Astăzi venim cu declarația comună că alegerile prezidențiale din acest an nu pot fi considerate libere și democratice. În condițiile politizării CEC, a utilizării resurselor administrative, a monopolului și cenzurii presii, a impedimentelor create cu rea voință pentru alegătorii din diferite regiuni din țară și din afara țării. Ați văzut poduri blocate, minate, blocarea dreptului la vot în afara țării. Membrii și reprezentanții noștri din birourile electorale ne-au informat despre sute de încălcări, utilizarea resurselor administrative, cazuri de votări multiple, ca să știți. Unul din membrii noștri de la o secție de votare din America de Nord, nu spun țară, a demonstrat cum poate vota la două secții de votare într-o zi. Sute de adepți PAS au votat de 2-3 ori la secții de votare peste hotare. Am fixat utilizarea resurselor administrative, cazuri de amenințări din partea autorităților și a partidului PAS. Am fixat blocarea dreptului constituțional la vot. PSRM a depus la CEC, începând cu ziua de duminică și până astăzi, 10 de sesizări care confirmă clar caracterul nedemocratic, abuziv și contra legii ale acestor alegeri. Noi vom apăra votul și dorința de dreptate a cetățenilor noștri, lucru așteptat de societate. Vom utiliza toate căile legale posibile și inclusiv prin proteste pașnice în stradă. Trebuie de menționat că următoarele alegeri parlamentare pot fi libere și democratice doar în următoarele condiții. Scoaterea din subordonarea guvernării Comisiei Electorale Centrale. Nu vor fi alegeri libere și democratice atât timp cât CEC-ul este controlat de PAS și membrii PAS sunt majoritatea în componența CEC-ului. Scoaterea de sub influență politică a Agenției Naționale de Integritate. ANI-ul este o bâtă politică cu care guvernarea PAS șantajează aleșii locali, primarii, consilierii locali. Demisia conducerii Consiliului Audiovizualului și a conducerii companiei publice Teleradio Moldova. Niciun reprezentant al opoziției pe parcursul ultimilor 3-4 ani nu a avut acces la compania
televizată publică Moldova 1, finanțată din banii statului. Moldova 1 s-a transformat în instrument politic, televiziune de partid a PAS-ului. Dacă rămâne așa în continuare, nu putem vorbi de alegeri democratice și libere în anul viitor, mă refer la alegerile parlamentare. Evident că devine strict necesară depolitizarea Curții Constituționale. Actuala componență, majoritatea din actuala componență a Curții Constituționale servesc interesului nu statului, nu Constituției, servesc interesului PAS-ului, unii fiind membri cu acte în regulă. Am văzut decizia contrar Constituției de validare a referendumului. Cu opinie separată a unui judecător, dar majoritatea au luat poziția PAS-ului contrar Constituției. Facem apel la toate partidele care doresc o societate consolidată, alegeri libere și unitatea poporului să susțină aceste cerințe înaintate de PSRM. Noi am început discuțiile, am avut discuții în parcursul ultimilor zile cu reprezentanții și altor partide și eu cred că toți înțeleg că doar în aceste condiții pot fi asigurate în anul următor alegeri libere și democratice. Încă o mențiune. Imediat după alegeri, după o campanie în care intenționat, deschis și fără limite PAS și Maia Sandu au divizat oamenii, au denaturat informația și au radicalizat societatea prin discursuri de ură și xenofobie, Maia Sandu ieri brusc vine cu mesaje de unitate, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. De parcă nu tot activiștii ei au scandalizat publicul cu mesaje de factură neonazistă. Unii dintre aceștia, apropo, continuă să promoveze aceleși mesaje. Doamna Maia Sandu, demonstrațiile oamenilor că chiar i-ați auzit și puneți odată și odată capăt urii și dezbinării. Nu doar cu declarații pe Facebook. Aveți instrumentele necesare să opriți această ură din societate. Noi toți trăim într aceeași țară. Eu vreau să spun că noi, socialiștii, respectăm opinia și votul oponenților noștri politici. Noi respectăm opinia, nu suntem de acord, dar respectăm opinia celor din PAS, pentru că suntem cetățeni ai aceluiași stat. Noi nu vă numim bandiți, noi nu vă numim altfel, dar voi ce faceți? Acestea sunt valorile europene, aceasta înseamnă țară democratică. Noi suntem mai democrați și mai pro-europeni ca voi în sensul ăsta. Și am demonstrat-o prin atitudinea care am dat dovadă în această campanie electorală. Și încă ceva. Noi știm că pregătiți aceleași practici abuzive și dictatoriale pe care v-ați obișnuit deja. Show-uri cu mascați, dosare penale la comandă, prin care vreți să loviți în PSRM, în alte partide, precum și în diferiți oameni care au altă opinie decât voi. Zilele trecute, ieri, unul din fruntașii PSRM deja a fost chemat la Procuratura Anticorupție. Noi cunoaștem că aceste lucruri se vor amplifica în următoarele zile. Doamna Maia Sandu, cei din jurul dumneavoastră, să știți că noi suntem gata, suntem pregătiți de acest nou val de presiuni politice cu utilizarea instrumentelor procuraturii și justiției subordonate politic PAS-ului. Noi suntem gata și vom face față acestor presiuni. Ele doar vor demonstra încă o dată că în spatele vorbilor false despre unitate socială se află intenția puterii de a dezbina societatea în continuare și a distruge opoziția, democrația și libertatea de opinie în Republica Moldova. Stimat public, un subiect separat la care s-au referit majoritatea cetățenilor este votul în afara țării. O problemă care va fi analizată minuțios de noi, de socialiști. Vom veni cu opoziție și propuneri în timpul cel mai apropiat. Trebuie să înțelegem cu toții, Republica Moldova va trăi după cum doresc locuitorii ei sau după voia celor care de mai mulți ani nu locuiesc aici. Noi înțelegem, știm că este o temă sensibilă, de la care alți politicieni se eschivează, dar ea ține de fundamentele politicii moldovenești. Dragi cetățeni, noi chemăm la o consolidare și mai largă a societății și forțelor politice în perioada ce urmează. Pe 3 noiembrie noi am dat prima lovitură în așa zisă caracatiță galbenă și vremurile bune.
Iar peste jumătate de an urmează lupta decisivă în care noi vom învinge și Moldova va fi eliberată de un regim politic insuportabil care sufocă societatea noastră. Dreptatea va învinge dictatura. Pe 3 noiembrie pas a călcat strâmb, s-a împiedicat și va cădea la anul, iar Republica Moldova se va schimba puterea politică. Moldovenii vor ști să-și apere interesul național, cel de a trăi într-un stat suveran, neutru, modern și prietenos economic cu toate țările partenere. Interesul nostru național este să trăim bine acasă și să fim în relații bune cu toată lumea. Și aceasta va fi miza și poziția politică a Partidului Socialiștilor. Cu Doamne ajută! Asta a fost mesajul nostru. Mulțumim! O zi bună! Tot? Acum 2 secunde.